a fi sau a nu fi automat micro-întreprindere în ianuarie 2018? Aceasta este întrebarea pentru mulți români. Ați implementat sisteme de control al furnizorilor din punct de vedere a Split TVA? Cum vor fi afectate salariile angajaților români începând cu 1 ianuarie 2018? Credeți că regulile antiabuz vă ocolesc doar pentru că jucați corect? Sunteți pregătiți pentru un control în domeniul prețurilor de transfer? Care vor fi cotele de impozitare începând cu 1 ianuarie 2018? Cum vă asigurați că nu nimeriți în mod accidental în sistemul de Split TVA? Credeți că ați făcut vreodată vreo tranzacție artificială? Dar fiscul ce crede? Care este impactul revoluției fiscale din noiembrie asupra firmelor care au luat împrumuturi pentru a-și finanța investițiile? Aveți documentația de prețuri de transfer pregătită potrivit cerințelor legale din România? Răspunsul la toate aceste întrebări îl aflați joi, 18 ianuarie 2018, la conferința anuală de fiscalitate EY România.